Merge. Da, am zis că astăzi îi luăm pe... Bă, știți ce s-a întâmplat? Haideți să vă spun și de ce am ajuns la subiect. Și de ce am ajuns să vorbim despre ăștia? Că nu face să vă iau de ele. Bă, noi primim foarte multe mesaje. De la... Gen mesaje, gen de agățat sau nu știu ce drept mesaje. Vă să nu mai dați, mă, mesaje. La mine nu ajunge niciun mesaj, ca să înțeleg, eu nu citesc asemenea aberații, pentru că mie mi se par niște imbecili toți aceia care dau mesaje femeilor pe mesageriile astea și bună. Și deci, fătălău nu există. Nu există bărbat adevărat care dă mesaje pe astea, pe Instagram și pe nu știu ce. Ce ți-aș face, de te-aș prinde. Și unde să-ți dea mesaj? Ia. Păi unde îți dădea și înainte de Instagram și Facebook, fetiță? Că nu pot să-i spun numele. Tu cum ți-o trăgeai înainte, fetiță, să existe Facebook și Instagram? Pe unde îi găseai pe bărbați și ei pe tine? Nu mai știu! Rețineți răspunsul, nici măcar nu mai știi, ca să vă dați seama în ce haldă spălați pe creier sunteți. Cum bă să scriu unei necunoscute pe... rețelele sociale unde ales toate oricum cu filtru și etc. și s-o agăs pe aia. Bă, bună, te pup ceva și te pup pise. Mă pupi? Ia-o de aici. Ai prins? Acolo, aia. Asta e pentru toți aia care scriu. Deci toți ăștia care scriu, 99.9% știți ce, mă? Care scriu, adică ei scriu pe oriunde apucă, pe numărul de la stilul ai, ești tu ăla, pe mesageria de la aia, pe peste tot, pe unde, așa. Toți știți ce? Sunt ăștia, mă, cu mușchi. Care au poze pe la sală, care se pozează în oglindă cu bicepsul încordat. Știi care sunt ăștia, fitness freaks, știi și bună. Mi-ar plăcea mult de tot să te cunosc. Și ce mai scriu? Mi-ar plăcea mult de tot să putem să vorbim. Să... primul rând, cum credeți vreodată că eu aș vorbi cu asemenea măscărici? Vreodată. Vreodată, nu că dacă dai mesaj pe rețele și să pun. Vreodată și dacă aș fi dintr-o greșeală și un accident din asta, într-un anturaj în care voi ați exista, tot așa, printr-un accident, cum crezi vreodată că eu ți-aș răspunde în anturaj fiind, deci, sau într-un loc în care ne-am nimerit dintr-o... Cum credeți vreodată că eu aș răspunde unui astfel de măscărici care merge la sală și se pozează în oglinda de la sală, își pozează abdomenul, bicepsul, etc. Bă, nu mai fătălăi fac asta, bă. Bă, dacă tu ești antrenor, nebunul drecu, bă, ok, ai pagina ta de făcut exerciții, îți promovezi acolo business-ul, ce faci tu, whatever. Bă, dar ăștia nebuni, ăștia care vreți voi mafioți, care vă duceți pe la sală, tot ce faceți este efectiv maieul în care vă îmbrăcați. Băi, nebunilor, băi, rezoluția 2021 de Revelion, anul ăsta o să îmi dedic mai mult timp mie și corpului meu și voi avea grijă, pur și simplu, ce vrei. Ce are? Bă, noroc că am făcut mișcarea asta și putem să continuăm verdictul. Păi de-aia scriu ăștia, mă. Ăștia-ți scriu ție, măscăricește. Deci te caută pe tine, de-aia să-ți dau... identitate ca să puteți să o găsiți pe asta, că asta e leșinată în limbă după ăștia care merg la sală și fac mușchi ei și toată viața. Ei, mă, știi ce? Ei își dedică viața lor pentru că ei pur și simplu s-au hotărât să investească în ei și să meargă la... Sunteți femei! Există asta! Voi sunteți niște măscărici, mă! Ok? Ăștia care mergeți la sală și vă pozați, de-aia ei ajung la sală, știți ce se întâmplă, mă? Și la vestiar, știi? Își trag budigăi ăia pe ei, mulați, și pleacă spre aparate la bustul gol, știi, tricou și-l pun mai târziu, că n-au avut timp, s-au grăbit să se îmbrace și... Bă, voi vă dați seama ce nivel de măscăreală și de fătălism zace în unii care să uită non-stop în oglindă și să pozează.
O ard la bustul gol, când pleacă, își dau, nu mai au timp, știi, și își dau repede tricoul jos de pe aparat, v-ați dezbrăcat și o ard nud până la vestiar. Mi-a intrat bine antrenamentul astăzi. Vezi că cred că ți-a intrat altceva. Așa bine, cum... Ce bine mi-a făcut asta. Ce aveți, mă? Știți ce le dați, mă? Ce-i cu retardismele astea? Și voi dați mesaje la... Adică, nu, la fel, puteți să dați. Dar voi dați mesaje pe mesageriile conturilor mele și ale noastre? Pentru mine? Vedeți că nu știți să schimbați vitezele la mașină. Nu știți pe mafioții care știu să conducă numai automate, ce? Ce bărbat pe globul pământesc nu știe să conducă o mașină manual? Vă spun eu, doar aia care se uită în oglinda de la parasolar. Ieșiți pe ea? Ce nu știți? Nu? În primul rând, oglinda de la parasolarul din mașină este doar pentru femei. Deci tu dacă simți că pur și simplu ți-a ieșit un furuncul, înțelegi, pe față atât mare de tot de la sală, că și transpiri, știu. Mă și antrenez foarte mult, știi, și fac acne când mă antrenez. Și, deci, dacă ți-a explodat fața, dacă simți că mucii îți curg pe față, efectiv, secrețiile de oriunde, că nu știu, că orice. Bă, nu dai parasolarul jos și nu deschizi oglinda, ca bărbat. Bă, ăla e interzis pentru băieți. E doar pentru fete. Tu nu folosește, nu există. Doar femeile se uită în oglindă. Sunt bărbați care se uită în oglinda de la parasolar. Păi asta e care nu știu să conducă manual. Nu există să conduci manual și să te uiți. Nu există ceva. Bă, sunt N care nu știu să conducă mașini manuale. Bă, tu îți dai seama? Ei nu știu să o bagi într-a două. Păi de-aia nu știu să o bagi în general. Tu n-ai cum să o bagi dacă nu știi să bagi în viteză. Cum zic? Cum o bagi? Cum? Manual? Cum? Cum? Cum automat? Cum? Ăia nu fac sex pentru că ei se așteaptă ca râma să funcționeze automat. Eu nu știu că aia să bagă, să scoate, să bagă idee, nu o bagă, nu o bagă. Ăia ăștia și ăștia, ăștia musculoși care îi stau pe la sală să pus. Stai. Nu este. Lasă-o jos, că poate faci. Ăia, ăștia nu o bagă niciodată. Deci le e frică că nu mai iese, că nu mai poți să o scoate. Ba la urmă poți să o mănânce înăuntru. Nu știu câte de-astea sau care au de-astea în savarină, înăuntru băgate și ți-o înghite. Eu, ai băie și rămâne râma înăuntru. Și nu mai scoți, știi? Ți-e frică. Ți-e frică că tu fiind atât de retarded, înțelegi, încât să te pozezi în maieu la sală, ești la fel. Adică mintea nu are cum să proceseze faptul că dacă o bagi, o și scoți. Și dacă o bagi des, o scoți tot des și tot așa, știi? Cum ai băgă-o într-a întâia, într-a doua, știi? Unde nu știi tu la mașină, acolo. Ai, ăștia sunteți voi. Păi acum, deci acum lucrez mult de tot fesieri, ce? Cum? În ce sens? Îmi lucrez mult de tot, se vede, nu? Ia, ai văzut cum am, ai văzut, ia, pune una. Văzut ce mișto am, mă accesez așa pe fesiere acum, pe, adică pe buci? Nu, stai puțin să ne înțelegem, adică mafioții care vorbesc despre bucile pe care și le construiesc la sală și le pun pe amețite. Spune, ai văzut? Ia, ai văzut cum se vede? Ce mișto am? Uite, pune mâna, ce tar sunt, acum... Ce mă? În ce sens? Adică cum? Te umblă, mă, în bucile goale. De ce nu umblați? Tăiesc bluci la buci. Cu bucile afară, cum umblați în maieu? Băi, au făcut... sală două zile și gata, și-au luat haine cu număr mai mic. Stai un pic, stai că trebuie să faci 2 ani, nu 2 zile. Nu știți pe aia? Au făcut sală o săptămână și se mulează deja. Ce s-a întâmplat? Nu se vede nimic după o săptămână, e ok, nu. Ai slăbit 730 de grame. It's ok, nu. Și ei deja umblă subții. Când? A, da? Băi, n-ai. Se vă mușchi la picioare după o săptămână? Nu se vede nimic la picioare, nu. Deci nu, ai celulită. Voi aveți celulită, aveți corp de femeie.
ăștia care se mule, toți ăștia care vă mulați în blugi, arătați ca niște femei. Voi aveți corp de femei. Pentru că instinctul este de femeie și arăți ca o femeie. Noi cum suntem braci în colanți. Stați așa ușor, rezoluția 2021, că nu poți să faci sală două săptămâni, suntem pe 16 ianuarie. N-ai cum, ai făcut două săptămâni sală, ai început pe întâi. Ai făcut două săptămâni, nu se vede nimic. Nu. Nu se vede. Ce se întâmplă? Doar e un pic mai flasc totul, pentru că acum e în șoc organismul, știi, că ai început să faci și e doar mai flasc. Atât, e mai flasc. Știi, după ce începi imediat, uite, trebuie la antrenorul nebunilor. Îi știți pe aia? Îi știți pe aia care trăiesc în cuplu cu antrenorul? Dar apropo, e un cuplu. El cu antrenorul, e nostru. Bro. Primul lucru să pozeze cu antrenor. Fratele meu, whatever. Bro? Bro la ce? Cum te pozezi cu el? Vezi pe la mărat? Vezi că ești efectiv flecul ăla, ce te pozezi cu... Bro, frate, mănâncă acum pește, un cotlet sau pește, așa, și îi pozează și dă tag antrenor, bărbat! Atât. Mafioții care dau tag antrenorului de la sală cu ce mănâncă, îi dau tag, îi fac poză, pun pe story și îl pun pe ăla în tag. Dar dormiți, bă, nene, împreună, de ce nu-i luați acasă? Luați-l, mă, și pe ăsta acasă, luați-l acasă, mă, la voi ăștia antrenorii, luați-l pe aia cu cărăcăți acasă, dormiți, mă, toți împreună, de ce? O să ajunge să plecați ca femeile pe campuri, de-alea pe munte. Am plecat, am camp 7 zile, plec cu antrenorul la munte să facem exerciții pe munte și să mâncăm sănătos, ca femeile, efectiv, și suntem noi, frații ăștia, de la sală. Ce aveți, mă? Să te spălați pe creier, mă? Păi ce e asta cu sala? Ce este cu demența asta cu sala? Care e ideea? Noi mergem, deci împreună avem gașca noastră și suntem de ăștia care mergem la sală toți. Forță, frate! Nu e mai bine să facem sex? Gen? Sex. Loc să mergem la sală. Bro, mi-a luat pește! Mi-e și frică să-i arăt lui fitness cu Tărescu ce-am mâncat, că să nu mă certe. Cum? Mafioții care au program și cură dată de antrenor să mănânce. Nu mă lasă antrenorul să mănâncă, nu te lasă antrenorul ca bărbat. Deci mafioții pe care nu-i lasă antrenorul să mănânce, I cheated. Sper să nu mă vadă antrenorul. Să nu te vadă antrenorul, sper să te bată, să te lasă lat jos. Asta sper eu. Când fie, să te bată rău, tot să te lasă lat pe jos. Asta meritați voi. Ia dă-le, bă, câte o gantere la ăștia. Direct pe după ceafă, când în primul rând m-am dezbrăcat. Nebunule, că n-avem ce să vedem. N-avem. Păi mergeți cu femeile la detox, mă. Fătălăilor! Vă faceți clisme împreună cu femeile la detox. Cuplurile care merg la detox împreună. Ei le susțin. La ce? La ce? La clismă? La ce vă susțineți când mergeți la detox împreună? Sunteți alături unul de altul când vă face clismă sau care e ideea? Nu, mă, dar ce? Este bine și pentru ei? Nu este bine nimic. Detoxul e un cretinism. Detoxul este un cretinism. Afectează negativ organismul. Nu există detox o săptămână și mă întorc la ceaf. Nu e adevărat că noi și după ce venim, încă respectăm indicațiile doctorului. Care indicații? Care? Ții toată viața la fel? Mănânci la fel? Nu există. Detoxul înseamnă for life. Nu există detox și după aia mă întorc și mănânc și fumez și beau și etc. cum faceți voi. Nu există asta. Nu există. Nu există. Face rău organismului detoxul. Nu mă interesează cine mă contrazice. Toți aia care mă contrazic sunt niște și cu asta basta. Pentru că sunt detoxul e un cretinism. Măi, el pleacă să o susțină și pe... Nu, ești doar fată. De-aia pleci în cum. Nu ai cum să ai această pornire. Plec, mergem împreună, mă, știu, facem clisme. Și după și pe aia ceva... Mă, după aia ne bag așa pe niște ceaiuri și vorbim unii cu alții, știi? Și despre clismă. Adică cuplu, voi ăștia doi, vorbiți după aia doar... Ce te-a durut? Simt așa că mi-a rămas un pic de apă în colon și am sens... Și un pic... mi-e și frică să fac... Asta vorbiți? După aia sau cum? Și după aia ce se întâmplă? Și îmi facem așa niște cure din astea de ceai și... nu, sunteți niște femei. Atât.
Păi eu am mai mare încredere în mafioții care își fac, deci decât ăștia, fătălăi ăștia care știi că sunt la fel, mă rog, dar e mai pe băiețeală. Mai pe băiețeală în sensul de băiețeală efeminată, la asta vorbesc, mafioții care își fac liposucții, știți? În primul rând, mafiotul care își face liposucție, în general, orice gen, nu contează unde, cum, care. Și acum ești ce mă, în fiecare an își fac în primăvară liposucție, se pregătesc pentru vară, adică îi mănâncă gen frigiderul toată iarna și vara își fac liposucție, știi? Da, în fiecare an își fac, nu e nimic rău în asta să te îngrijești. Bărbații care își fac liposucție. Ce faci? Băi, nu prea poți să iasă. Deci am plasă din aia pe mine să-mi țină liposucție. Mi-am făcut liposucție puțin la burtă. Puțin? Da, mă, pentru că știi ce fac? Eu depun un pic aici. Eu, oricât sport aș face, eu depun aici. Băi, sunt hormon feminin. Da. Deci, dacă depui aici puțin și ești de sex masculin, ăia sunt hormoni feminini și trebuie să îți faci operație de schimbare de sex imediat. Adică când vă mai programați la liposucții, îi spui să-ți facă și schimbare de sex. Imediat e același doctor, îi spui, de rog mult de tot, dar ține-mă mai mult anesteziat și schimbăm și râma ca să mă trezesc, să nu mai am depuneri puțin, să mă, știi, să mă aspire un pic în mai ca să fiu pregătit pentru vară, știi? Da, că eu fac depunerile astea, nici nu știu ce să mai fac. Ți-am spus, să te transformi în femeie. Cu totul. Fizic. E să știi, adică, după cum observați, și trăim în niște vremuri care sunt deschise transformărilor reale. Adică trăiți în adevăr. Nu facem liposucție de femei. Facem liposucție de femei, dar suntem bărbați. Nu, nu suntem. Nu există bărbat care își face liposucție și după aceea face sex cu o femeie. Nu există asta. Noi cum? Asta este o pornire de femei. N-ai cum. De ce să faci liposucție? Ca să nu spocnească nasturii pe volanul de la mașină? Nu ai mânca! Punct. N-ai. Sunteți pilaf. Era un... Mă rog, m-am uitat la un film acum vreo săptămână. Bă, băiatule, bă, voi ați văzut cum vă tundeți? Voi nu vă mai tundeți, mă. Voi ați văzut că bărbații nu se mai tund? Bărbații se coafează. Băi, nu se mai tun, nu există. Deci, ăștia, ăia care merg la... Sunt unele acum barber rahat de-astea, shop-uri, nu știu, în care te fac, le un pic... Vă coafez! Unde să mai pomeni să te duci ca bărbat să te tundă o oră jumătate? Să-ți aducă cărarea, nu știu cum, de aici te pierde, pac, ți-l dă în partea elaltă, ha, pac, te-a luat, pac, în partea elaltă, aici îți face nu știu ce, după aia iarăși te ia pe la spate, te pac, îți ia un pic la perie, partea de sus, ce, mă? Cum adică? Ce înseamnă toată demența asta? Voi nu înțelegeți că sunteți spre a deveni femei? Cum să te coafezi o oră jumate la bar? Am fost la barbă și mi-am făcut, s-a făcut 8, ai ajuns la 5. E 8 seara, ce s-a întâmplat? S-a întunecat, e beznă. A ieșit, a intrat când era, a intrat, era 5 și mai 8. A ieșit de la barbershop. Ce s-a întâmplat la barbă? Ce vă face? Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Vă și stimulează puțin? Vă dați drumul pe scaun? Care e ideea? Care e procesul? Ce se întâmplă la barbershop? Ce aia cu barbă? Mă, deci îmi fac un pic așa și ei trebuie să ducă și test, știi? Pentru că lui crește părul des. Și trebuie la 10 zile să-l mai ia puțin, să-l mai fileze. Fileze? Cuvântul filat? Mă duc un pic să mă fileze. Stai puțin jos. Cum, în ce sens? Mă duc un pic... Băt un secunda în care ești preocupat de cum te-a filat ăla și ți-a dat pe partea aia și pe partea aia altă freza și după aia pac, pă, tu nu mai... Deci nu există! Dar să te fileze și jos. Nu ți-e frică? Păi te dezbrăși și nu ești filat. Cum faci? Nu te filează? Să facă cărare frumos să te dea cu aia, cu gel, cu asta, cum? Te duci așa? Bun, te dezbrăși, te vede drag cu aia, fără nefilat. Cum faci? Nu, de, nu-ți face, nu te pierde ușor așa? Să te pierde un pic așa ușor. Te ia așa puțin, îți o ia, pac și te preia, pac, 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 filat, știi, și te duci la 10 zile să te fileze și jos. Ăștia de la barbershop, trageți drăguț draperiile și luați-i pe ăștia la filat. La barbershop te stai gol. Te duci gol să te fileze. Pac, te filează și mai ales ăștia care vă lucrați bucile la sală, ăștia, ăștia trebuie filați și în fund. Pac. Am dreptate. Vezi că numai cu deșe ți-o tragi. Păi dacă mi-a arăs pe toți măscăriși ăștia cu care ți-o tragi, asta și-o trage numai cu dăștia filați în fund. Ca să vă dați seama,
că eu trebuie să mă abțin din râs, pentru că toată lumea râde în jurul meu la toate verdictele, da? Păi așa e! Plânge, sunt și băieți drăguți, filați în fund! Las-o, dracu, cu filatul, m-am dus să mă filez, mai duceți-vă, dracu, odată, că m-ați zăpăcit! Pa!